Investiții minime, profituri maxime, dar și pe sănătatea oamenilor, așa s-a gândit să facă profit patronul rulotei pe care o vedeți în imagini. Ce au găsit inspectorii OPC lasă de dorit. Avea capacul crăpat, urme de împuțenie în interiorul crăpăturilor. Uleiul de palmier era depozitat sub rulotă pentru a sta la umbră și a fi în stare lichidă, pentru că altfel pretinde comerciantul acesta este solid și durează până îl pune în friteză și până se topește. Toppingurile stăteau la peste 32 de grade în interiorul rulotei, urmând ca acestea să fie folosite pentru fiecare șarjă pe care comerciantul încerca să o pună în fața consumatorului. Ați mâncat vreodată de acolo? N-am mâncat și nici n-aș mânca, dar oricum, la când de urât arată rulota, normal că nu aș mânca. Aceasta a fost prima prăvălie închisă de comisari în urma controlului efectuat într-un camping din Năvodari. Vinde toate aici. Hai, luați și noi astea, ajutați-mă măcar să facem curat. Condițiile de depozitare, zonele de preparare, lipsa etichetării, mărfuri expirate, toate acestea au condus ca, la ideea ca trei dintre locații să fie oprite temporar de la prestarea de servicii până la remedierea deficiențelor. La scurt timp, directorul de la Protecția Consumatorului a mai pus lacătul și pe poarta a două autoserviri. Ce au găsit comisarii OPC în neregulă la dumneavoastră? Nu știu să vă zic nimic, nu știu doar ce am ajuns. Ce v-au spus? Nu știu, acum au scris, o să vedem. Știți că e închisă? Mai închisă? Da, da. Închis-o OPC-ul. Da. Am mâncat că ne-a fost foame, da. Da, unde aici? Ați mâncat locația aceasta? Am mâncat, dar nu ne-a plăcut, dar știți că au găsit o mizerie la stomac. Au găsit o mizerie la stomac, stomac după ce s-a mâncat aici? Da, da. Cei care au fost în control au intrat în bucătărie, au oprit la propriu aragazelii și au stopat orice chelner să iasă cu mâncare din bucătărie. De ce sunt eu vinovat să fac chestia asta? Înțeleg că este spre binele meu să consum marfă proaspătă și toate astea, dar să vină dimineața, domnule, nu la ora prânzului. Acum inspectorii vor stabili și sancțiunile pentru patronii acestor locații care ar trebui să rămână mult timp cu obloanele trase.